Bună ziua, dragii mei! Sunt Aratela cu o nouă etalare la alegere. O etalare mai specială pe care o fac între 2 luni pline, între 2 eclipse. N-am făcut etalarea pentru portalul 5 a 5-a. Aș fi vrut, am fost atunci prinsă în niște proiecte, pe urmă la 2-3 zile am zis să fac, să nu fac. O fi prea târziu, dar simt că totuși e necesară această etalare și nu mă refer la portalul în sine, cât la cele două spații prin care în acest moment ne mișcăm. Suntem într-o zonă de tranzit între cele două eclipse și între cele 2 luni pline, așa văd eu, din punct de vedere energetic, și energiile se schimbă, dar dragii mei, este un cuvânt special, se mută, nu că se schimbă în același context, da? Ai aceleași resurse și schimbă organizarea, nu. Își schimbă contextul, e ca și când ești pe o cale ferată și sari de pe calea ferată și mergi pe lângă. Sau de pe șosea mergi pe potecă, din potecă mergi înspre o altă zonă. Deci este o schimbare de direcție și de direcție, de dimensiune, de realitate. Asta pe principiu că există mai multe realități. Și acum vorbim despre acest lucru. Vă aduceți aminte că unii dintre voi, la începutul anului, când am avut un accident și a trebuit să stau mai cu mințică, eu când am probleme de sănătate, mă uit la filme, în rest n-am timp. Și atunci, în ianuarie, m-am uitat la un film foarte fain despre care aș fi vrut atunci să vă vorbesc. Vă vorbesc acum, că tot s-a evit ocazia. Este un film corean care m-a pus pe gânduri, trecând peste dramele prin care trec oamenii. Acesta propune o viziune, are o viziune foarte originală, propune înțelegerea noastră din perspectivă multidimensională. Mai exact, s-a tot vorbit de-a lungul timpului despre faptul că orice gând manifestă o realitate, dar e bine ce gândești, pentru că ce gândești îți afectează emoțiile, emoțiile se manifestă, da? Într-o realitate și în funcție de ceea ce gândești, manifesti anumite realități. Așadar, nu vă întrebați de ce treceți prin anumite situații, cândva, probabil, ați gândit într-un anume fel și poate nu vă amintiți în această versiune în care sunteți ce ați gândit în trecut. Dar poate sunt gânduri din altă viață pe care acum le trăiți. De-aia e foarte mult de lucru la capitolul vindecare și transformare. Nu vă închipuiți că atunci când apare temperanța, moartea, renașterea, sunt chestiuni care se întâmplă pur și simplu. Dar, odată ce v-ați hotărât să vă transformați, să investiți în vindecarea voastră, acest lucru se va întâmpla cam toată viața, pentru că sunt multe lucruri de vindecat. Generația noastră are o karmă sau mai bine zis, o lecție foarte grea. Lecția eliberării de karmele cu care vine omenirea după niște mii de ani. Acum, trecând la celălalt subiect, la film. Filmul se numește Monarhul Etern. Da. Monarhul Etern. Regele, Monarhul Etern, parcă așa se numește, da. Este un film corean pe care îl vedeți pe Netflix, cu traducere. Eu, pentru că la un moment dat mi s-a întrerupt legătura internetul, am văzut și pe YouTube fără traducere, dacă știți engleză, e și mai bine. Da, deci pentru cei care aveți nevoie de traducere, îl găsiți pe Netflix. Are vreo 13 seriale, este foarte interesant. Și interesant și pentru cei care aveți de-a face cu suflete pereche. Și mai ales cu flăcări gemene. Suflete, flăcări gemene. Pentru mine e cam același. Nu vreau să cu cât separăm, cu atât e mai dificil de înțeles conceptul. O să vorbesc despre lucrurile astea. Dar pentru cei care nu înțelegeți de ce există o anumită atracție către o anumită persoană, în sens bun, nu mă refer la atracția karmică, obsedantă și negativă, care provoacă cei mai rău din noi, nu? Vorbesc de cei care au acel efect benefic asupra noastră într-o formă sau alta. Și am zis, despre flăcările gemene o să mai vorbesc, pentru că acolo e un pic mai, sau sufletele gemene e un pic mai dificil, pentru că trec prin faza negativă pe care trebuie să o curețe, să o vindece și apoi manifestă din ce în ce mai bine. Relația merge mai bine dacă se rezolvă niște karme.
Dar e foarte interesant acolo să vedeți cum se caută, apropo de portaluri, de realități, cum se caută, cum ne căutăm sufletul pereche, flacăra, geamăna eventual sau sufletele pereche care au mai fost împreună și care știu că au ceva de făcut. Și au rămas cu acel dor imens. E interesant de văzut acel film, să vedeți cum se caută prin diferite realități. Cum fac un compromis, se întâlnesc într-o anumită realitate, dar fiecare trăiește în altă dimensiune și în altă realitate. Foarte interesant de văzut. Acum, să revin la etalare. Am spus că acum se schimbă în sensul, am zis, nu de transformare interioară, de efectiv se mută. Se mută vibrația pe o altă sau intențiile, viața, acțiune se mută pe altă vibrație. Și despre asta aș vrea să etalez pe scurt. Am uitat să vă dau cadou. Ia uite așa, am furat din grădina mamei. Ia uite. Știți cum miroase de frumos? Este superb. Sunt nebună după flori. După lucruri frumoase. Da, cadou din partea mea. Aveți de ales. Nu știam exact cum să fac, dar nu vreau nici să mă întind cu vorba. Între primul set de cărți, ia, Osho, al doilea, mai numai, cum îi zice, Gilded sau Gilded, nu mai știu, și al treilea, Good Tarot. Da? Hai să iau așa câte o cărțulie, ca să le vedeți mai bine. Și vă puneți pauză, da? Ia. 1, 2 și 3. Vă gândiți, vă ascultați intuiția și vă alegeți o carte care considerați că vă reprezintă pe voi. Nu fac despre relații, despre amor, despre voi. Anumite chestiuni. În ce direcție vă schimbați viața? Dar, repet, nu este schimbarea în interior, de ca și când acum ții niște produse din bucătărie și îți faci o mâncărică. Nu, e ca și când schimb bucătăria. Că tot vorbesc din bucătărie, da? Schimb bucătăria. Ceva de genul ăsta. Și schimbând bucătăria, schimb și cuptorul, schimb și, eu știu, și alte chestiuni. Și vei, fiind în altă vibrație, în altă locație, vei gândi altfel, vei realiza alte lucruri. Schimb locul, schimb norocul. Nu? Așadar. Haideți să vedem numărul 1. Pe foarte scurt. Ia să mai sting bețișorul. E foarte scurt, numărul 1. În ce direcție vă schimbați viața în această perioadă? O perioadă de tranzit. Bun, ce mișto! Vă mișcați, movement. Da, interesant că este un struț. Probabil că unii dintre voi a stat cu capul în nisip și ați fugit de realitate la un moment dat. Ideea este că intrați 2 și cu 8, 28, da? 1. Manifestare, magicianul. Vreți să manifestați ceva nou și vă mișcați, nu mai stați pe loc. Aia e o altă realitate în care a stat pe loc, cu capul pitit, cum face struțul. Acum, și ce viteză prinde struțul, printre cele mai rapide, da? Intrați în mișcare. Interesant este, din câte văd, eu moară de vânt acolo pe struț. Poate încercați să manifestați unii dintre voi niște idealuri pe care în realitatea cealaltă sau până acum le considerați doar niște idealuri. Acum ceva se întâmplă. Vedeți, în această nouă realitate, vedeți că se poate. Simțiți, poate, sau vedeți cu ochii minții. E altfel de vedere, da? Anticipați că se poate. De ce nu s-ar putea așa acest ideal? Dacă până acum credeați că e vânare de vânt, acum nu mai este. Pur și simplu. Știți că coming apart. Interesant. V-ați separat de cineva, eventual vă separați de niște energii negative ca să mergeți în această direcție care vă ajută să vă materializați niște idealuri, zic. Niște idealuri. Pentru asta trebuie să simțiți, apropo de vânt, de adierea, wind of change, apropo de Scorpion, că i-am ascultat în mașină astăzi, wind of change, să simțiți adierea vremurilor. Coming apart, 4 și cu 6, tot 10, da? Interesant, 10 și 10. Poate numărul acesta vă guvernează într-o formă sau alta. Născuți pe 10 octombrie sau
11, 10 și cu 10, sau pe 20, da? 1 și 1, 11 sau 20, într-o zi de 11, 20, în octombrie sau pe 1, da? Că 2 și cu 8 înseamnă 10, 1. Interesant, vă separați de cineva ca să manifestați o altă situație, o altă realitate care până acum părea un ideal, este imposibil. Nu există oameni, ceva de genul, mai nu există oameni buni, pe, toată lumea are câte o chichiță. Bine, aia e o chestiune, dar dacă vă fixați doar pe chichițe, pe defecte, o să manifestați asemenea relații. Dacă vă manifestați pe partea bună, măi, parcă totuși există și oameni mai buni, parcă, uite, sunt și oameni care iubesc sau sunt prieteni, pur și simplu, fără să aibă pretenții sau, eu știu ce, chestii financiare sau, eu știu de care, ceva de genul ăsta. Dau exemple, știți? Ca să înțelegeți. Da. Eventual, despărțirea de cineva, că tot am vorbit despre suflete, perechi, flăcări, gemene, vă provoacă să acționați. Pentru că mișcarea înseamnă acțiune. Da? Hai să mai vedem. Am zis o etalare scurtă. Numărul 1. În ce direcție sau în ce direcție mergeți? Că tot aveți movement. În ce direcție mergeți? Numărul 1. Hai să vedem. Întâmplător sau neîntâmplător? Pentru că tot am văzut cartea aceea, Coming Apart, care pentru mine este o carte în care doi oameni nu s-au văzut. Au stat spate în spate, au stat împreună și nu s-au văzut. Pare o relație karmică din care vreți să ieșiți. Întâmplător sau nu, setul de cărți pe care l-ați ales se numește Osho și este spiritual. De-aia am spus că dacă până acum idealurile, spiritualitatea vi se părea un nonsens, acum s-ar putea să aveți o oarecare deschidere unii dintre voi. Să doriți să, ia uitați, iar să vă ridicați, să vă lăsați ridicați, purtați de vânt, apropo de balon, de călătorii astrale, telepatice. Interesant, în timp ce vorbesc apare sursa, soarele, e o trezire. E o trezire la ce? La spiritualitate. Că tot întreabă, există un personaj miștocar așa care tot... Ce, domnule, cu trezirea asta, te trezi din pat? Nu, e vorba. Dacă n-ai înțeles despre ce e vorba, n-are rost să mai explicăm, nu? Da, e o trezire la o altă realitate. În care îți dai seama că nu ești doar trup, ești și spirit, ești și suflet. Astea sunt realități. Ah, interesant. Opa, Marea Preoteasă și Patru de Bâte. Vorbeam de vis? Vedeți cum se leagă? Vorbeam de vis, de ideal. Începe să visați la... Sau poate ce ați visat vreți să realizați. Nu mai vreți să fie doar un vis, o relație frumoasă. Pentru că nu mai vreți... V-ați săturat unii dintre voi să fiți în relații în care purtați măști, da? În care sunteți de stană și un și celălalt, într-o formă sau alta, metaforică sau... de care, repet, în care nu vă vedeți. Interesant, lumina este, dar dacă stați cu spatele, cum să vă vedeți? Cam așa se întâmplă în relațiile karmice. Acolo se vede umbra, piatra, materia. Și totuși e o relație interesantă. Pentru cineva, pentru unii dintre voi, se trezește bărbatul divin din voi. Sau, doamnelor, voi cu emoțiile voastre, cu receptivitatea voastră și cu capacitatea de a împrăștia vibrații bune în jur, treziți un bărbat la natura sa divină. Poate bărbatul vostru divin, poate nu este, nu știu, al cui este, dar rebelul. Probabil că el, acest bărbat, se manifesta rebel într-o formă sau alta, dar... Ideea este să nu fii rebel fără cauză. Mie plac rebelii și eu am fost rebelă și rămân în continuare rebelă, dar trebuie să ai o cauză. Sunt marcată de Uranus, sunt multe privințe, dar trebuie să ai o cauză. Și aici este combinația aceea a vărsătorilor Uranus și Saturn. Dărâm ceva ca să construiești altceva, nu? Dărâm tradițiile, dar ce pui în loc? Și acest personaj, numărul 4, da? Încăpățânat din fire... Că sunteți voi, domnilor, că este un personaj masculin în viața voastră, doamnelor, acest personaj
a avut până acum tendința să se blocheze în minte. Probabil are marcaj puternic în semne de aer. Poate și de foc, într-o formă sau alta, poate și de apă. Dar în primul și în primul rând are un mercur foarte chinuit, aș spune. Altfel, de ce ai fi atât de stresat, nu? Acest personaj a început să viseze. Și probabil că aici este șocul, schimbarea de realitate. Până acum era logic. Și cine a fost logic? Considera că relațiile sunt într-un anume fel, da? Pragmatice, mai puțin. Considera că sunt greu de atins acele relații de la suflet la suflet în care cei doi se înțeleg, se simt și participă la unison. Am spus că a venit Marea Preoteasă și patru de băte. Probabil, iar energia feminină a cuiva, domnilor, probabil că energia feminină poate să fie și a unui bărbat, dar vorbind de energie feminină, în general, totuși, pești, drac, scorpion sau cineva cu un marcaj foarte puternic pe semne de apă, un personaj care lucrează cu spiritualitatea sa, creșterea sa personală și inspiră, repet, la... și creează și stabilitate, patru de băte, dar nu în sensul karmic în care oamenii stau împreună pentru bani, pentru confort, pentru spălat, rufe, mâncării, că ai să faci și niște copii, că toată lumea face copii, chestii de genul ăsta, karmice. Nu. Acest personaj inspiră la o participare armonioasă, egală, da? 2 și 2. Fiecare participă cu partea lui. De experiență, de îndemânare, de, știu, de bucurie. Pentru că la patru de băte, cei doi se întâlnesc într-un spațiu stabil, dar în care manifestă bucurie, pasiune, creștere. Eventual, unii dintre voi, intuiția vă spune, intuiția, dacă sunteți deschiși, că trebuie să acționați, să mișcați, să vă mișcați, să ieșiți în lume, să faceți o călătorie. Gândiți-vă voi ce ar putea să fie această mișcare ca să vă găsiți flacăra geamănă. Patru de băte, cam asta înseamnă flacăra geamănă, printre altele. Dar nu mai considerați un vis, ci chiar vreți să realizați acel vis. Poate că vă atrage această poveste, o să vorbesc și eu, cât de curând, despre flăcările sufletele gemene, dar ceva se întâmplă. Intuiția vă spune că există și altfel de relații, chiar dacă până acum nu v-ați ascultat intuiția. Și aici este schimbarea acelui rebel eventual. Hai să mai luăm un mesaj. Că am zis, nu vreau să vorbesc foarte mult. Acționați de când... Interesant, s-a oprit setul de cărți și, dacă vorbesc la numărul, vorbesc aici. S-a oprit setul de cărți, acționați ca și când partenerul este aici. Chiar dacă partenerul, da, flacăra geamănă, dacă o vreți, sufletul pereche, sufletul geamă, ce vreți voi să atrageți, nu este cu voi, acționați ca și când este. Aici este un secret al manifestării. Acționați ca și când este partenerul cu voi. Și în ce sens? Cum vreți să fie relația? Dacă vreți să vă înțelegeți bine că e patru de putere, da, vă gândiți, mai cam ce ar vrea să facă partenerul dacă ar fi lângă mine? Și încă ceva, fiți deschiși că la flăcările gemene, sufletele gemene, partenerul nu este chiar în felul în care v-ați obișnuit. Este altfel, este destul de chiar foarte diferit. Foarte diferit. Până vă găsiți punctele comune sau vă regăsiți, vă reamintiți cine sunteți și cum trebuie să acționați la unison, e ceva timp. Poate să dureze și ani de zile. Da? Dar în cazul flăcărilor gemene și sufletelor gemene, că pentru mine, v-am zis, nu vreau să separ foarte rău chestiunea astea, partenerii pot să fie foarte diferiți. Din acest motiv trebuie schimbate realitățile, că dacă trăiești într-o realitate nu o să-ți întâlnești niciodată acest gen de partener, da? Cum să dau un exemplu? Pentru cei care au nevoie de exemple, sunteți mai izolați, aveți o viață izolată și sufletul vostru geamăn este un personaj care este public, vibrant, da? Nu mă fixez acum pe joburi. Dacă voi stați izolați, nu o să-i întâlniți niciodată. De-aia zic, trebuie să schimbați locurile.
Și când acționați de ca și când ar fi cu voi, în cazul în care i-ați întâlnit și bănuiți, simțiți, ceva vă spune, intuiția vă spune că sunteți plăcări gemene sau suflete perechi, acționați de ca și când ar fi cu voi și vreți să le... să vă simțiți bine împreună, că asta înseamnă patru de putere, să vă simțiți împreună. Adică, doamne, ce-i place să mănânce? Ce-i place să facă? Cum îmi petrec timpul? Poate nu mă duc cu băieții la bere sau cu fetele la nu știu ce film. Prefer să... În timpul acela în care sunt singur, singură și vreau să manifest acest partener, prefer să fac ceva ce știu că i-ar plăcea acelui personaj. Nu știu. Gătesc cu anumită mâncare, aprind lumânări parfumate, că știu că îi place și îi place un anumit miros. Chestiuni de genul ăsta. Nu trebuie să vă dau foarte multe, trebuie să vă gândiți voi. 3 și 7, iar 10. Iar o chestiune cu 10 și cu 1 cu manifestarea. Păi, iar am vorbit mult. Hai. În ce direcție? Sau un sfat. Sau vedem un mesaj de la înger. În legătură cu această perioadă. Și eu zic perioadă de tranzit, dar nu este fix luna plină Scorpion și eclipsa care va urma. Evident că sunt portaluri energetice totuși. Știți cum e? Am zis exemplul ăla în care sar de pe linia de calea ferată, lângă, da? Momentul ăla în care ești în aer, cam asta este, da? Și în ce direcție sari? Vi s-a întâmplat să săriți vreodată din tren sau din mașină? Eu am sărit. Din mașină, era un accident. Wow! Și acolo este și... e fenomenal. În acel moment simțiți, sau vă dați seama mai târziu, că ați fost foarte bine ghidați de divinitate. După ce ați sărit din mașină, din tren, în celălalt loc, da? Pe pământ, să zic, nu v-ați lovit de nimic, eu n-am pățit nimic. Dar puteam să mă lovesc, erau bolovani în jur. Dar zic, eu chestiune, îți dai seama după aceea. Mai, dar ce bine am fost ghidată să schimb această direcție. Că dacă mai stăteam acolo, era nasol. Dacă mai stăteați în acea realitate, sau mai stați în acea realitate, e nasol. Hai, ia. Trebuie să iertați asta, clar. Trebuie să iertați. Oricineva trebuie să vă ierte, ori voi trebuie să vă iertați, dar până la a vă ierta altcineva, voi trebuie să vă iertați pe voi, relațiile karmice, ca să puteți schimba realitatea. Încet, încet. Și iertarea vine în timp. Wow, onestitate, cinste, corectitudine, cineva a purtat măști. E o nouă poveste de dragoste. Sunteți fără limită în această poveste de dragoste dacă dați măștile jos. Wow! Aici au fost niște minciuni, niște secrete. Asta e. Iertați-vă și spuneți adevărul. Sau iertați pe cei care v-au mințit și schimbați realitatea. Sper că v-a plăcut, da? Cam atât. Ia, ce numere mai vin? 20. 38. 38. Poate e important pentru cineva. 20. Iar numărul de la mașină, vârstă, am. Sper că nu e anul 38. Da. Camata Ete. Hai să vedem. Numărul 2. Cei care ați ales aceste de cărți. Hai să vedem în ce direcție se schimbă sau în ce fel se schimbă realitatea voastră. Dar am zis, nu este o realitate. Mai dau un exemplu. Nu mai știu când l-am dat la început sau în timpul etalării de la numărul 1. Realitatea asta este ca și când schimbați spațiul. Nu schimbați activitatea din același spațiu, da? Schimbați spațiul. În fine. Sper să înțelegeți. În ce direcție? În ce fel? Ghost hand. Interesant, a venit o carte cu numărul 17. Oh, ce frumos! Numărul 33, la capătul setului de cărți, 33, un număr maestru.
Bucurii, bucurii, veți trăi bucurii în momentul în care faceți acest tranzit, dar în acest tranzit sunteți într-o perioadă de vindecare. 17 înseamnă steaua, da? Vindecare. Trebuie să comunicați, numărul 1, cu divinitatea, 7. Trebuie să înțelegeți, 1 înseamnă Mercur în, din perspectiva înțelegerii. Ce? 7. O lecție spirituală. Saturn, lecțiile saturniene. Dumnezeu acționează și prin Saturn și prin Jupiter. Sunt cei doi mari profesori. Da? Sau mai bine zis, nu că Dumnezeu acționează prin Saturn, îi permite lui Saturn să vă dea teste. E ca și când directorul școlii permite unui anumit profesor să fie mai dur pentru că știe că e nevoie și de așa ceva. Dar este timpul. Este timpul să vă pregătiți de bucurie, să săriți, interesant că am vorbit de la numărul 1, cum sărim de pe o șină pe altă șină sau pe șosea sau într-o altă realitate. Sărim, da? Nu mai suntem pe aceeași direcție. Schimbăm. Săriți înspre bucurie. Wow! Înspre binecuvântări. 33. 3 și cu 3, 6. Este numărul lui Venus. Trebuie să alegeți să vă iubiți și să manifestați în continuare bucurie și dragoste. Și atunci 3 și cu 3. Comunicând în felul acesta, veți atrage relații, că 6 înseamnă și relații, casa balanței, dar relații în care veți oglindi bucurie și dragoste. Se vor oglindi oameni. Veți atrage oameni care oglindesc ceea ce transmiteți. Înțelegeți? Dar acum sunteți într-o perioadă de tranzitul acesta. Vă transformă. Nu doar că schimbați realitatea, este și o transformare în voi. E mai profund un pic decât la numărul 1. Pentru că uneori, într-adevăr, când schimb spațiu, se schimbă și ceva. El în voi, în acest număr, la numărul 2, este și o transformare interioară. Pentru că în anumite realități nu mai putem, nu mai corespundem celular. Spun asta pentru că 7 și cu înseamnă 8 transformare. Moarte și renaștere. Dar în ce direcție, ce frumos, în bine. E un timp acum în care lucrurile vi se par fantomatice. Dar, repet, este un timp, este un tranzit. Încet, încet veți înțelege niște lucruri pe care păreau confuze și vă veți asculta intuiția mai bine în această perioadă, tocmai pentru că vă vindecați înseamnă că aveți niște răni, niște decepții. Și asta se întâmplă pentru că nu am ascultat intuiția, rațiunea, anumite, da, inima, n-am ascultat ceva. N-am vrut să ținem cont de niște semnale. Pentru unii dintre voi poate să fie o chestiune. Ori aveți voi planete la cuspida între Gemeni și Rac, ori o anumită persoană are, știu ce, planete, ascendent cu spita, între la sfârșitul Gemenilor, început de Rac. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Oricum, mesajul e valabil și dacă nu aveți acolo planete. Dar am adăugat pentru cei care vă cunoașteți harta natală a voastră sau anumitei persoane, da? Numărul 8 ține de casa 8-a. Probabil niște chestiuni care țin și de finanțe și de sexualitate. Interesant că vine luna plină în Scorpion. Vindecați niște energii care țin de sexualitate. Ca să puteți să atrageți dragoste, că tot am vorbit la 33 de dragoste, de bucurie, de abundență, că 3 înseamnă părăteasa. Dragoste adevărată, nu obsesii ca la casa 8-a, nu atracții sexuale intense, dar care n-au
N-au bucurie, bucuria de a trăi, de a experimenta, de a relaționa de la egal la egal. Probabil că ați trecut prin niște decepții, nu întâmplător apare steaua. Pentru unii dintre voi, această experiență se adaugă la multele experiențe prin care ați trecut și prin care veți mai trece ca să deveniți sau ca să vă apropiați în primul și în primul rând de destinul vostru, misiunea voastră spirituală. Steaua are o misiune spirituală față de mase, chiar dacă sunteți la început. Și e una din experiențele prin care treceți ca să învățați și pe ceilalți, că steaua arată calea, este un personaj care inspiră, la un moment dat îi veți inspira și pe ceilalți cum să depășească anumite situații. Nu, interesant, în timp ce vorbesc apare puterea, da? Iar 8, transformare personală, depășiți poate niște frici, poate egoul vostru, al cuiva, pentru că și dacă suntem dezvoltați spiritual mai mult decât ceilalți, mai manifestăm din când în când ego, pentru că pe această planetă, fără ego, nu faci față. Extraordinar. Blocați pe cineva semn de aer? N-aș spune vărsător, poate voi aveți planete în vărsător, dar blocați un semn de aer în această perioadă, sau sunteți extrem de precauți? 7 de bâte este precaut. Sunteți cu sufletul vostru? Da. Ori acest personaj este precaut cu sufletul său și voi trebuie să vă vindecați, pentru că trebuie să vă atrageți energii frumoase. Aș vrea totul să clarific. Ia uite, eremitul, tăcere, am zis eu, o singurare. Lecții spirituale. Pentru că v-ați simțit manipulați, am vorbit și de lună de niște confuzii, veți înțelege de ce v-ați simțit manipulați, de ce ați avut sentimentul ăsta de confuzie, de secrete, în legătură cu o pasiune, atracție sexuală, cu orice chestie. Clarificăm totuși. Regele de spade e o persoană rațională, care manifestă adevărul, principiile sale. Aici trebuie să ajungeți. Nu vorbesc doar personajul, poate prea rigid, prea încăpățânat, o altă variantă negativă care v-a rănit pe voi. Voi așa i-ați perceput. Poate că voi ați perceput că altfel de ce ați avea nevoie de vindecare, da? De ce este bucuria la capătul setului de cărți și nu a venit în față, da? Apare o dezamăgire. Se simte. Se simte, da? Se simte. Că cineva ba a vorbit, ba a tăcut, felul în care a vorbit, a creat confuzii luna, da? Ia uitați. Pasiune și 7 de cupe. Suflete pereche, într-adevăr, dar probabil că acel suflet pereche mai are niște chestiuni de învățat. Acum, ce au ei de învățat este problema lor, da? Important este ca voi să învățați, sunteți într-un moment, probabil că ați mai trecut prin acest gen de situații, de momente în care și știți să vă vindecați. Dar, dacă nu, dacă e prima oară, veți învăța. Regele de spade, semn de aer în mod special, gemeni, balanță, vărsător, foarte precaut. Sau poate voi blocați într-un. În ce sens? Nu că blocați. Puneți niște granițe. Dom'le, nu mă implic, nu deschid ușa, nu deschid sufletul prea mult până nu comunici, pentru că acest rege de spade nu comunică. Dau un exemplu. Sau până nu manifest un pic mai multă bucurie, relații faine, nu atâta sobrietate și reținere, da? Și tăcere și. Eu spun jocuri mentale, pentru că asta înseamnă foarte mult. Foarte mult. Ironii, chestii. Refuzul de a comunica creativ, da? La 3 înseamnă comunicare, de a comunicare creativă, împărăteasa. Cineva a refuzat să manifeste acest gen de comunicare. Voi trebuie să vă vindecați. Dar, repet, cu steaua. V-ați simțit nevăzuți, eventual, în preajma acestui personaj?
acest personaj stă și se gândește prea mult, poate analizează prea mult, dar trecând peste ce e acel personaj, poate că voi trebuie să meditați, să vă gândiți cum ar trebui de acum încolo să stabiliți niște reguli, 7 de bâte, prin care vă protejați sufletul, da? Casa, eu știu, reușitele, 7 are în spate un 6, care înseamnă reușite, da? Mai dăm o carte pe 7 de bâte, ce reguli clarifică? 7 de bâte. Într-un numărul 2, clarificăm 7 de bâte. Am simțit nevoia de clarificare aici. Dintre toate, roata norocului. Apropo de schimbare de direcție, de ciclu, de realitate. E o altă realitate de acum încolo. Vreți să mergeți mai departe. Într-adevăr, roata norocului sugerează și o întâlnire de destin. Face parte din destinul vostru să vă întâlniți, să experimentați ce ați experimentat, să vă vindecați, mai adăugați, eu știu, o tehnică de vindecare la experiența voastră. Unul dintre voi, probabil, va merge mai repede către această realitate. Voi aș vrea să cred că sunteți voi care mergeți către această bucurie și dacă celălalt vrea să vă urmeze bine, bine. Probabil, da, iar apar 7 de spade. 7 și 5, minciunele la distanță. Da. Trei cărți care semnalează distanța dintre voi, minciunelele, atracția fizică. Mai dăm o carte după roata norocului, ce urmează? 8 de monede și 10. Vă așteaptă mari bucurii, vă așteaptă succes profesional. Voi vă schimbați concentrarea, direcția, realitatea către muncă, transformare prin muncă, iar 8, 17, da? 8 și 8 de monede. Munciți, descoperiți noi abilități în acest proces de transformare. Abilități care vă vor ajuta din punct de vedere profesional și când veți fi acolo, în poziția în care îi veți inspira pe alții, le veți spune, uite, eu am descoperit că am cu tare talent și toate lucrând la toate m-au ajutat să ajung în această poziție. Tu ce ai? Ce talente ai? Că nu ai doar unul, ai mai multe, toți avem mai multe. Dau un exemplu, da? Și la capătul setului de cărți, iar steaua. Vă vindecați de niște... Wow, ce femeie! Wow, ce femeie aici! Măi, ce femeie! Ce succes aveți, măi, femeilor! Deci, ce aici, femeie? Ia uite, femeie puternică, care va fi deasupra. Femeie divină, cu abilități de vindecător, de profesor și succes. La nivel foarte, foarte mare. Foarte mare. Ideea este că, dragilor, sau dragilor, că poate sunteți și bărbați în această energie feminină, să zic. Dacă sunteți în această energie, puteți să atrageți bărbaților, să atrageți acest gen de femei, dacă lăsați în urmă. Vă place, nu vă place, trebuie să spun. Da, înseamnă transformare. Transformare, muncă interioară, profesională, sunt multe. Da? Toate acestea reprezintă muncă. Eu așa simt. Aici apare un contract, balanța. Karma, de fapt, e karma. Karma. Ori un personaj căsătorit, ori voi sunteți căsătoriți și trebuie să vă deschideți orizontul într-o nouă direcție. Și dacă nu e căsătorie, poate să fie un job, un contract care vă aduce bani și vă ține fixați pe o anumită realitate, da? Și nu puteți manifesta acest personaj sau această poziție și rămânând în acea realitate aduceți lacrimi, vă creați lacrimi. Vedeți filmul ăla despre care am vorbit? Vedeți filmul ăla, pentru că e interesant, apropo de realități.
Dar la acest număr este vorba și de o căsnicie karmică, 10 de monede sau job karmic, dacă nu e, sau familie karmică. Da? Poate și cu un copil care aduce lacrimi, dar apare un personaj. Energie feminină în mod special, dar poate să fie și masculină. Ia uitați ce cărți. Wow. De-aia zic, va fi bine. Dar pentru asta trebuie să alegeți, să ieșiți din programul mental în care munciți pentru ceva ce nu vă reprezintă. De-aia trebuie să schimbați realitatea ca să înțelegeți că acea realitate nu vă mai reprezintă. Sunt conflicte, sunt gelozii acolo, adică sau aici, sau da, acolo. Aș spune acolo că eu zic că sunteți deja pe cale să săriți în această nouă zonă de bucurii, de binecuvântări. Ia uite. Binecuvântări, creștere spirituală, profesorat, pedagogie, abundență, că tot am vorbit de Marea Preoteasă, dragoste. Poate să fie și o dragoste la distanță, un cuplu puternic la distanță, flăcări gemeni în suflete perechi, probabil. 3 cu 3 aș spune că ar fi suflete perechi, pentru că se oglindesc. Interesant cum au venit mesajele. Dar trebuie să faceți acea alegere la intersecție. La intersecție de drum sunteți. Hai să vedem. Numărul 2, un mesaj. Acum, pentru cei care sunt într-o chestiune care țin de un job, de un contract, de o familie, de familia voastră sau căsătorie sau ce-o mai fi, dar apare și regele de spade, că trebuie să faceți o strategie. Nu puteți să dispăreți pur și simplu în acea zonă și să vă... Da? Adică nu genul ăsta de schimbare. Nu despre asta vorbesc. Ieșirea dintr-o realitate se face printr-o anumită strategie mentală și schimbare. Nu am zis o de spade, schimbare de mentalitate și rezolvarea unor chestiuni legale. Știți de ce zic? Pentru că, nu știu cât mă înțelegeți că, na, e și Mercurul acesta retrograd. Nu putem să fugim de karmă într-o altă dimensiune în care avem dharmă. Înțelegeți? De-aia apare și strategia. De-aia apare și justiția. Ca să avem parte de dharmă, trebuie să ne eliberăm de karmă și ne eliberăm de contracte. Nu înseamnă că le rupem pur și simplu. Vedem, măi, ce aș putea eu să-ți dau ca să scap de acest contract mai repede? Ceva de genul acesta. Am dat un exemplu. Sau ce aș putea să fac ca să-mi rezolv problemele, datoriile karmice în această situație și să pot să întâmpin mai repede dharma? Apreciați acest moment. Apreciați acest moment. E o experiență. 33, interesant, foarte interesant. 33 este număr maestru. Și am zis că mergeți înspre un personaj care vă va oglindi și suferințele și experiențele și, nu știu, și înțelepciunea și deschiderea și multe. Că am văzut mai încolo, dați în urmă, câte cărți, putere, va fi un cuplu puternic, veți avea parte de un cuplu puternic și practicați compasiunea față de cei care nu v-au înțeles, față de cei care s-au blocat, v-au blocat, care încă nu pot să iasă din karmă, încă stau în acele relații karmice, pentru job, pentru, eu știu, v-am zis eu, mâncărică, rufe călcate și, eu știu, hai să facem și noi ceva, da? Și nu înțeleg că viața asta trebuie trăită altfel și să oferi bucurie, iubire, lumină în jur. Cam așa simt. Sper că v-a plăcut, da? Apreciați acest moment. Ia să mai vedem. Ce mai spune la acest moment? Fiecare situație este o oportunitate de a crește și de a găsi dragostea. Cam despre asta am vorbit până acum, nu? Cam despre asta am vorbit până acum. Și practicați compasiunea. Ia, ce? Am zis numărul 33 și ăsta cât era? Parcă 15?
Da, 15, probabil că a fost o situație toxică. 15, numărul diavolului în tarot. O situație toxică. Aveți compasiune față de cei care poate sunt prea rigizi, mentali, atei, nu cred în lucrurile astea și realitatea lor se va schimba. Și dacă ei nu întâmpină aceste schimbări cu sufletul deschis, va fi mai greu. Așadar, acest moment de tranzit, 17, vindecarea, da? Steaua, e un timp al vostru pentru voi. Și veți vedea că va fi bine. Că va fi bine. Hai să vedem acum numărul 3, cei care ați ales acest set de cărți, Good Tarot. Și unde s-a oprit la magician, măi, manifestați ceva nou. Dar hai să amestec aceste cărți. Manifestați ceva nou. V-ați ales un set cu verde. Manifestați deschidere către dragoste, sfor. Ia să vedem ce manifestați. Wow! O nouă lume. Deci cartea asta, când o văd, mi-aduce aminte de un vis teribil de frumos, de ciudat, de strange, lumea. La distanță, ceva. Ceva este la distanță. Dar încheiați un capitol și vreți să manifestați ceva nou. Asta e clar. Drăguț, hai să vedem în ce direcție se schimbă realitatea voastră sau în ce fel, da. Am mai explicat eu cum e cu schimbarea de realitate. Este pur și simplu de coordonate. Nu pe aceleași coordonate schimb, transform niște lucruri. Nu, schimbare de coordonate. Ca și când schimb locul. Interesant, a venit ca la numărul 2? Un tărâm de vise. Aș combina numărul 2 cu numărul 1. Trebuie, da. Sunteți pregătiți să vă atingeți un vis. Să-l transformați în realitate. 2 și cu 1, 3. Intuiția 2, Marea Preoteasă, și cu 1 vă spune că e cazul să manifestați o nouă etapă. Și această nouă etapă, chiar dacă pare iluzorie dintr-o altă realitate, în această realitate către care mergeți, mergeți către această realitate, va aduce abundență 2 și 1, 3. Eventual, manifestați, mergeți către casă, unii dintre voi, un alt sentiment de casă, de acasă, ce este casa, și 5, Marele Preot, Copins, Spiritușii. Aveți niște ghizi spirituali care vă ghidează înspre această casă, e o casă, un loc, un loc în care vă veți simți iar trăi. Niște capacități spirituale foarte speciale pe care probabil că nici voi nu le știți. Dar în această perioadă sunteți într-o zonă de tranzit în care vă vindecați. Am mai spus și la numărul 2. 7 și 1 înseamnă 8. Este casa 8 a Scorpionului. Poate are legătură cu luna plină din Scorpion. Acolo va trebui să faceți niște intenții, niște curățări intense. În primul și în primul rând, ce încheiați un capitol cu o relație karmică, cu un semn de pământ sau un semn de foc, unii dintre voi, nu toți. Eventual, poate încheiați voi un capitol în care ați ținut 4 de monede foarte mult la energia unei femei sau o anumită tip de energie un pic poate prea sexuală sau felul în care a ținut a fost un pic prea obsedat, prea intens. Și aici trebuie să schimbați, să puneți capăt acestui capitol în care țineți
poate prea mult la acest personaj sau personajul acela e obsedat, ține prea intens la voi, din motive mai mult sexuale, că vorbim de casa 8-a Scorpionului, și să încheiați acest capitol, să manifestați altceva. Altceva. Mai vedem ce alte cărți apar. Am spus 7 și cu 1, 8, transformare și financiară și sexuală și emoțională. Trebuie să ascultați divinitatea, să vorbiți ca și magician cu divinitatea, să rostiți în așa fel încât să permiteți acestor visuri, vise să se realizeze. E un timp special doar pentru voi. Odată ce depășiți această etapă, vom vedea ce mai fi. Da, vedeți, interesant și în această carte. Sunt două portale, da? Și acum suntem printre două portale, două eclipse, două luni pline. Ieșiți dintr-o realitate și intrați într-alta. Dar acum sunteți în zona de zero. Aș spune zero, da. Și urmează să se manifeste magicianul, că e zona nemanifestată. Uitați, e ca și când nu ești nici pe planeta asta, nici pe realitatea asta, apropo de realități, dimensiunea asta, nici pe cealaltă. Ești undeva aici. Cam așa văd lucrurile. Hai să vedem ce alte mesaje vin. În setul ăsta de cărți. Asta. În ce direcție? Poate că sunteți mai singuri în această perioadă, unii dintre voi, sau aveți nevoie de însingurare. Nu fugiți de voi. Este foarte important să vă faceți timp pentru voi. Altfel nu o să vă înțelegeți niciodată. Nu o să vă vindecați niciodată. Și o să rămâneți în realitatea în care nu vă vindecați, nu vă cunoașteți, nu știți cine sunteți, de ce ați venit pe această pământ, de ce v-ați născut, care e misiunea voastră, că stea înseamnă misiune spirituală, printre altele. Și prin toate situațiile astea prin care trecem și trebuie să le vindecăm, ne apropiem, da? Pas cu pas, de 4 de aer. Eremitul, varianta mică, apropo, analiză. Stați și vă gândiți. Meditați. Și în timpul meditațiilor poate vă proiectați și în această zonă de vis. Aveți niște ghidaje, repet, cu acești ghidaje spirituale, spirituși, înspre acasă. Ce este acasă pentru voi? Ce este acasă? Veți descoperi. Și când vorbesc de acasă, vorbesc de casa de lumină, de familia spirituală sufletească, da? Aveți de făcut o alegere, alte realități. Trebuie să puneți în intenție. Ea e extraordinar. Exact ce se face la lună plină, lună nouă. Să curățați casa, sufletul, și să puneți intenții ca să puteți manifesta ceva nou, o nouă lume, ceva nou, magician, dar sunteți în faza de vindecare, de intersecție de drumuri. Iar între două realități, că așa și suntem în acest moment, dar se confirmă la voi poate mai mult decât în alte. 3-3, iar este foarte important, 3-3 pentru unii dintre voi, 22 să însemne ceva și... Am spus, meditați, 4 de aer, vă vindecați niște decepții, că la 4 de aer stai și meditezi la 3 de spade, care înseamnă dezamăgire, ca să găsești asul de spade, la 3 și cu 1, 4. Și asta face și, într-o formă sau alta, și steaua. Vindecă. Dar steaua vindecă pe alții și vindecarea voastră vă va ajuta la un moment dat să-i vindecați și pe ceilalți. Și vă va direcționa, repet, pas cu pas către destinul vostru. Interesant, 4 de aer și asul de pământ. Și am văzut și magicianul. Puteți manifesta ceva nou, un nou proiect, un nou job, un hobby care îl transformați în job de succes. Pare irealist. Hai să vopsim ouă și să le, nu știu ce să facem.
Cândva, apropo de jucăriile alea care sunt prin ciocolăți, prin, da? Cum se numesc? O, cu surprize, da? Poate că cineva zice, bă, e o prostie și uitați câți bani, da? Câți bani au făcut aceia cu genul ăsta de ouă și jucării înăuntru. Dau un exemplu. Eu un vis care se poate realiza și din care puteți să scoate și bani. Dacă e vorba de afacere, da? Dacă e vorba de relație, aveți... Trebuie să... Da. Să vă vindecați de un trecut, de niște decepții, ca să vă orientați către o nouă relație care vă va aduce stabilitate, succes. Da, trebuie să lăsați acest sentiment de abandon. Transformare. Regina de cupe și transformarea asta este scorpion. Scorpion, rac, eventual. Dar, în ce sens? Casa a patra. Apropo de casă. În casa în care ați trecut, acolo aveți ceva de transformat. Să descoperiți că nu aceea e casa în care trebuie să stați, ci o alta. Nu aceea e familia, dragii mei, pentru cine înțelege. Familia în care n-am născut este o familie karmică. Familia sufletească și spirituală este cu totul alta. Și unii nu înțeleg. Dar trăim vremuri foarte speciale. Și vor trebui să înțeleagă. Și cei care nu înțeleg. E o distanță, iar am văzut și lumea și șase de aer, e o distanță între voi și cineva. Și eventual, vă este dor, unora dintre voi, vă este dor de un personaj care vă atinge sufletul într-un anumit fel, care pare un vis. Interesant, eu citesc Regina de Apă, dar este aer. Probabil. Unii dintre voi vă simțiți abandonați sau v-ați simțit singuri lângă niște persoane foarte pragmatice, realiste. În acest motiv vi s-au părut că anumite lucruri sunt doar niște vise, niște iluzii, niște copilării. Patru de aer și asul de pământ. Pentru unii dintre voi, nu știu pentru câți, probabil că dezamăgirile prin care ați trecut v-au făcut să vă pierdeți încrederea în voi. Asta văd la patru de aer. Dar un nou job, o nouă poziție, o nouă relație vă așteaptă. Puteți să fiți chiar voi aici. Să guvernați această nouă realitate în care puteți să intrați, dar doar vindecați. Dacă nu intrați vindecați, nu o să aveți parte de succes, de reușită. Poate să fie și din punct de vedere profesional, că văd cerul, capricornul, într-o formă sau alta. Dar este spre ceea ce mergeți voi, nu de ce vă eliberați. Am spus, vă eliberați eventual, v-ați simțit abandonați de persoane prea realiste, prea pragmatice, dar acum trebuie să vă găsiți voi realitatea voastră. Asul de monede. Să vă descoperiți valoarea. Asul de monede vorbește despre valori. În direcția în care mergeți, va trebui să vă cunoașteți valoarea, ca să știți ce aveți de făcut. Și, doamnelor, dacă nu vă cunoașteți valoarea, cum puteți să întâmpinați un bărbat care își cunoaște valoarea? Că nu vreți să fiți victime. Nu vă recomand să fiți victime. Să așteptați să fiți salvate, ca albă ca zăpada sau cenușăreasa. Nu. Dacă vreți relații armonioase, trebuie să fiți cât mai aproape de persoana aceea. Ia, dăm pe asul de monede. O carte. Unele dintre voi poate că vă vindecați de un semn de aer, de un capricorn, poate, sau semn de pământ. Așa, ca să mai dau și altfel de exemplu, dar nu interpretări. Dar nu pe asta vreau să mă fixez. Asul de monede
Șapte de aer, cineva v-a mințit. Cineva v-a mințit. Mai dăm cu o carte. În legătură cu un proiect, eventual. Și trebuie să vă vindecați de acea decepție, de acele minciuni, pe de-o parte. Mesager de aer, foarte mult aer aici. Aer, aer, spade. Probabil că au fost niște bârfe, dar transformați-vă. Eliberați-vă, da? Transformare ține de casa 8-a Scorpionului, avem lună în Scorpion și 7 și cu 1 înseamnă 8. Casa 8-a transformare, da? Vindecare. N-are rost să mai scot atâtea. Deci, vindecare de, poate cineva a venit cu niște vești și v-a mințit, vindecați-vă. Analizați veștile pe care le auziți despre una alta. Nu vă lăsați păcăliți. Șapte de aia poate să fie și tendința voastră de a vă auto-păcăli, sabotați. Singur, pentru că poate ați fost prea creduli. Asul de monede. Mai, eu simt așa. Că aveți acest potențial asul de monede, dar cineva și-a băgat nasul în acest potențial al vostru. O nouă relație? Probabil că ați vrut să încheiați relația cu cineva și vine un personaj din trecut și vă influențează cu bârfe, cu vești, cu șmecherele, strategii. Una la mână. Și doi, gândiți bine, alt mesaj foarte diferit, gândiți bine la patru de aer. Patru de aer se vindecă și gândește. Vindecați-vă. Adică soluțiile pe care trebuie să le găsiți trebuie să fie în vindecare. Nu cu traume. Că altfel nu o să fie soluțiile potrivite. Gândiți-vă bine. Ce strategii trebuie să creați? Din punct de vedere, să zic, al marketingului. Dacă vreți să lansați un nou produs, o nouă afacere, un nou job, da? Șapte de aer din acest punct de vedere este foarte bun al business-ului, da? Pentru că în business nu trebuie să spui chiar tot, da? Toate visele, toate idealurile pe care le ai. Lansezi ce trebuie când promovezi un produs. Așadar, aveți nevoie de o strategie. Cum să comunicați. Cum să prezentați, cum să convingeți pe cineva. Dacă vreți să luați un job, dacă vreți să manifestați un business. Dacă e vorba de relație de lungă durată, vă recomand să nu folosiți strategii față de cei cu care vreți să intrați în relație, ci eventual să vă vindecați de cei cu care au folosit strategii în relațiile anterioare care v-au adus decepție. Ați înțeles, da? Interesant, interesant. Da, am zis că se combina un pic cu numărul 1 cu numărul 2, pentru că la numărul 1 au fost minciunele. Au fost minciunele la numărul 2. Ia uite. Și aici a apărut minciunele. Vorbeam de numărul 1, dar apar și aici minciunele. Asta trebuie să vindecați. Hai mă dăm o carte totuși pe... șapte de aer. Nu sunt multe. Tot apare aer.